Transplantul pulmonar va fi reluat în scurt timp urmare a demersurilor Ministerului Sănătății prin semnarea scrisorii de intenție între Agenția Națională de Transplant și Eurotransplant, organizația europeană de profil, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătății. Potrivit Ministerului Sănătății, următorii pași stabiliți includ oficializarea relației României cu Eurotransplant prin semnarea unui nou acord, ultimul încheiat expirând la finele anului 2013, evaluarea și recoltarea plămânilor de la eventualii donatori români și ulterior înființarea minimum 3 centre regionale de urmărire post-transplant în România.